În momentul în care n-am mai dat o lovitură, am dat trei lovituri, mi-a scutuit mintea. Auzi, hai să spun ceva. Eram ieri la un antrenament de kickbox la Maestru Alin Fălcușan și după antrenament, mi-a dat o repriză de trei minute în care loveam la sac cu piciorul, odată eu, odată conec Și erau lovituri puternice. Păi și la final de repriză, mai păi simțeam că mi se rupe tibia în două când o loveam. Bineînțeles, n-am mai avut uh, acea energie, n-am mai avut acea forță și, în gândul meu, pauză, lasă mai ușor, lasă la intensitate mai, mai scăzută, lasă tempoul mai jos. Asta spunea mintea. Și chiar în momentul în care am vrut să las tempoul mai jos, odată îl aud pe maestru Alin, citez. În momentul în care tu nu mai poți, ăla este momentul în care adversarul nu mai poate, deci trebuie să mai dai o lovitură. Deci acest mesaj mi-a zguduit mintea, mi-a zguduit sufletul și în momentul acela n-am mai dat o lovitură, am dat trei lovituri, indiferent că se rupea tibia sau nu. Nu am renunțat pentru că mi-am dat seama că o lovitură este a mea, o lovitură este a soartei. O lovitură dau eu, o lovitură de soarta. Și în momentul în care eu nu mai dau acea lovitură, va lovi soarta tare. Concluzia, tot timpul trebuie să fii o lovitură înaintea